Prefectura județului Suceava a finalizat centralizarea datelor comunicate de primării după verificarea listelor electorale permanente. Se pare că de pe listele electorale din județul nostru ar trebui eliminate numai puțin de 15.516 persoane. Este vorba de 352 de persoane decedate, 41 de persoane care și-au pierdut dreptul de vot, 23 de persoane care au obținut statutul de cetățean român cu domiciliu în străinătate dovedit prin deținerea unui pașaport, 81 de persoane care și-au schimbat domiciliul fără a fi radiate din lista localității rezidenței anterioare, 20 de persoane care se identifică la un domiciliu într-un număr ce nu se corelează cu suprafața locuibilă și numărul de camere ale imobilului, 47 de persoane care și-au schimbat numele prin căsătorie, divorț sau pe cale administrativă și 1360 de persoane cu reședința sau domiciliul în străinătate. Cel mai mare număr îl reprezintă persoanele cu acte de identitate expirate. Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind evidența persoanelor Suceava a identificat 13.592 de persoane având documente de identitate expirate. La nivelul instituției prefectului județului Suceava am inventariat cele 9 categorii care au fost menționate în memorandum, respectiv persoanele decedate, persoanele care și-au pierdut dreptul de a vota, persoanele care au obținut statutul de cetățean român cu domiciliu în străinătate, persoanele care au documentele expirate, precum și persoanele cu reședința sau domiciliu în străinătate. Astfel, până la data de 10 iulie 2012, data la care au fost actualizate aceste date, vă pot spune că la nivelul județului Suceava, primare, au identificat în aceste 9 categorii 3667 de persoane, din care vă pot spune că 352 de persoane sunt decedate, 41 și-au pierdut dreptul de a vota. Totodată, ca un element, vă pot spune că la nivelul Biroului Județean de Administrare a Bazelor de Date, există un număr de 13.529 de persoane care au documentele de identitate expirate. Practic, județul Suceava s-a închis cu o sumă de 15.516 persoane care se încadrează în cele 9 categorii. Deși listele electorale permanente din județul Suceava au fost verificate ca urmare a unei decizii a Guvernului, modificările vor fi valabile doar pentru următoarele alegeri.